Domnule Licușor, Mulțumesc din suflet tuturor celor care au vorbit. Nu mai este cazul să-i număr. Sunt, cred că, cel mai emoționat în momentul ăsta. Părinte secretar, sincer să vă spun, nu sunt un scriitor, eu nu mă consider un scriitor. Am pus publicist gândindu-mă foarte sincer. Este o ispită asta de a te crede scriitor, destul de tentantă, dar nu a fost cazul, pentru că cartea pe care o aveți în față și pe care s-a vorbit, s-a alcătuit singură oarecum. Întrucât, scriind aceste articole, nu mi-am pus niciodată problema că voi edita un volum. Propunerea a venit din partea directorului Trustului Trinitas și am zis să dau curs acestei invitații. Am făcut o selecție din articole care mi s-au părut mai interesante și surpriza mea a fost faptul că a ieșit o carte de sine stătătoare, care, așa cum vedeți, are o anumită idee și mi-am zis foarte bine, se poate face o carte, prin urmare, din articole, se poate face din scrisori, se poate face din materiale adunate de la mai mulți autori. Da, așa este, e adevărat, e o colecție. Însă, mie personal, mi-a dat senzația foarte profundă că undeva cărțile ne aleg pe noi ca să devenim autori. Autorii sunt cumva mai mici decât cărțile, întrucât nu sunt decât niște medii. Medii prin care inteligența sau harul lui Dumnezeu îți dă posibilitatea să creezi. Din acest motiv sunt extrem de strânjenit de situația asta în care toată lumea a lăudat foarte mult persoana. Nu, cartea este în primul rând, a zice, importantă. Dacă cineva găsește ceva de folos în cartea pe care o semnez, asta e bucuria cea mai mare. A doua bucurie foarte mare este aceea că ne-am întâlnit după multă vreme în care a trebuit să stăm izolați și cred că fără a ne întâlni, fie în grupuri mai mici sau mai mari, nici nu se pot naște idei, nu se pot naște sentimente, nu se pot naște relații frumoase care să dăinuie. De-aia cred că cartea este oarecum un pretext. Am complotat cu Cosmin, cu prietenul meu de o viață aproape, ca să ne întâlnim, să vină oamenii, să-i vedem, să ne simțim cu pretextul acesta al unei cărți, care poate să aducă și un folos în plus, asta e cu totul altceva, dar cred că această adunare, care e într-un fel și o preînchipuire a bisericii, a faptului că suntem împreună în biserică, în fața lui Dumnezeu, este mai importantă decât cartea. Și vedeți cum se desfășoară viața noastră, mai ales în ultima vreme, având în vedere că subtitlul cărții este o radiografie a schimbării mentalităților. Noi ne schimbăm și societatea se schimbă necontenit. Acum suntem într-un interval. Peste câtva timp lucrurile se pot schimba din nou, fie peste o lună, fie peste 10, fie peste 10 ani, nu contează. Important este să știm să profităm de perioadele în care avem libertate, de perioadele în care ne putem întâlni, în care putem socializa, pentru că sunt ocazii unice.